Emisiunea realizată în cadrul proiectului Vocea Basarabiei, Vocea României, împreună pentru un viitor european, finanțat de către Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Maria Filimon și vă prezint știrile orei 12. Iată principalele titluri ale ediției. Alertă de călătorie în Grecia în contextul incendiilor de vegetație din apropierea Atenei. Starea de alertă timpurie a fost instituită pe piața gazelor pentru ca instituțiile statului să fie vigilente și să știe cum să acționeze în cazuri extreme, a anunțat ministrul energiei. Autoritățile elene au ordonat evacuarea mai multor comunități din suburbiile din nord-estul Atenei din cauza incendiilor devastatoare. Ministerul Afacerilor Externe a emis alertă de călătorie în Republica Elenă în contextul incendiilor de vegetație din apropierea Atenei. Totodată, instituția recomandă cetățenilor Republicii Moldova să verifice condițiile meteorologice și atenționările oficiale emise de autorități înainte de planificarea deplasării. De asemenea, să manifeste precauție în zonele afectate și să monitorizeze îndeaproape mass media locală și să-și anunțe prezența în zonele de risc prin contractarea misiunii diplomatice a Republicii Moldova din Grecia. Să se asigure că dețin suficiente resurse de combustibil, apă, alimente și să mențină în stare de funcționare mijloacele mobile de comunicare. Autoritățile elene au ordonat luni evacuarea mai multor comunități din suburbiile din nord-estul Atenei, după evacuarea orașului Marton cu o zi înainte în fața unui incendiu violent care a început duminică și care se apropie rapid de capitală. În acest sens, Turcia va trimite 2 avioane de luptă împotriva focului și un elicopter în Grecia, țara vecină care se confruntă cu incendii devastatoare, a anunțat luni Ministerul Turc de Externe. Oamenii spun că sunt foarte triști pentru că se distrug păduri întregi. Este trist, am crescut în pădure și îmi plânge sufletul să văd cum toate aceste amintiri sunt mistuite de flăcări. Focul a apărut brusc, iar fumul face aerul greu de respirat, este înfricoșător. A fost deschis stadionul olimpic OACA din nordul Atenei pentru a găzdui miile de persoane evacuate. 2 pompieri au fost răniți și 13 persoane au fost spitalizate cu probleme respiratorii, potrivit purtătorului de cuvânt al pompierilor. Incendiul a dus deja la evacuarea a 8 sate și a orașului istoric Marathon, la 40 de kilometri nord-est de Atena, care are o populație de peste 7.000 de locuitori. Incendiul reînvie amintirile dezastrului de la Mati, o zonă de coastă de lângă Marathon, unde 140 de persoane au murit în iulie 2018 într-o tragedie pusă pe seama întârzierilor și erorilor de evacuare, în timp ce fumul ajungea în capitala Greciei. Țara elenă este deosebit de vulnerabilă la incendiile de pădure după o iarnă deosebit de uscată. Iunie și iulie au fost cele mai calde luni de la începutul înregistrărilor în 1960. Oamenii de știință avertizează că emisiile de combustibili fosili agravează durata, frecvența și intensitatea valurilor de căldură din întreaga lume. În Italia, afectată de una dintre cele mai grave secete din ultimii 50 de ani, mercurul ar trebui să atingă 38 de grade Celsius luni la Roma, iar valorile nocturne vor scădea cu greu. În sudul țărilor de jos sunt așteptate temperaturi cuprinse între 32 și 35 de grade Celsius, iar la Paris, mercurul este așteptat să ajungă la 36-38 de grade Celsius. Și în România, sudul țării este vizat de un cod portocaliu de caniculă marți și miercuri. Starea de alertă timpurie a fost instituită pe piața gazelor pentru ca instituțiile statului să fie vigilente și să știe cum să acționeze în cazul unei potențiale avarii la stația de la Sudja, Federația Rusă. O spune ministrul energiei Victor Parlicov după ce la 8 august Comisia Situației Excepționale a instituit stare de alertă timpurie pe piața gazelor în contextul acțiunilor militare din Federația Rusă. Ministrul energiei a mai precizat la Radio Moldova că în cazul unei avarii la stația de la Sudja, regiunea transnistreană poate fi alimentată cu gaz de la Gazprom în regim revers prin Turcia.
starea de alertă timpurie, ca și cum suntem noi acum, este o stare în care există un risc că ceva se va întâmpla. Și noi, instituțiile, deci este în primul rând instituit pentru instituții. În primul rând pentru instituții. De ce am făcut acest lucru? Pentru ca instituțiile să aibă, în primul rând, vigilianța, toată lumea, fiecare funcționar la locul lui, să știe că există un risc și ce trebuie să facă în caz că riscul ăsta se materializează. De ce se face chestia asta? Pentru că oamenii se poate dormi liniștiți. Pentru că oamenii se poate fi siguri că la ei nu se va întâmpla, deci la ei gaz, energie electrică, etc., totul va fi. Ministrul Energiei dă asigurări că autoritățile au soluții pentru toate potențialele situații de criză care ar putea surveni. Victor Parlikov spune că dacă Gazprom va agrea propunerea, gazul rusesc poate ajunge în regiunea transnistreană prin Turcia. Fizic este posibilitatea de a aduce gaz în regiunea transnistreană din altă parte. Cel mai important element în această ecuație va fi gradul de cooperare a Gazpromului. Deci dacă Gazpromul vrea să o facă, asta este posibil de făcut și e posibil de făcut foarte rapid. Și din ceea ce am discutat cu toți participanții, asta nu va, deci va trece neobservat. Nimeni, nici în regiunea transnistreană, nici în regiunea noastră, practic nu va observa această trecere. Cum? Prin ce metodă? Deci asta, gazul pur și simplu este adus în regiunea transnistreană prin Turcia. Autoritățile dau asigurări că deocamdată gazele naturale se livrează prin Ucraina către regiunea transnistreană în regim normal. În același timp, pentru necesitățile malului drept al Nistrului, există volume de gaze suficiente, inclusiv stocuri de securitate și volume contractate comercial de către operatorii din piață. Două persoane au fost reținute pentru 72 de ore în urma perchezițiilor desfășurate de CNA și PC Cox la patru angajați ai întreprinderii de stat pentru silvicultură Orhei într-un dosar de delapidare a masei lemnoase recoltată din fondul forestier aflat în gestiune. Totodată, alți doi lucrători silvici ai întreprinderii silvo-cinegetică Răzeni și Călăraș vor fi suspendați din funcție pentru furt de lemn. Potrivit unui comunicat al CNA, bănuiții activând în funcții de conducere în cadrul întreprinderii de stat pentru silvicultură Orhei, printre care și un fost director al acesteia, ar fi implementat o schemă infracțională. În cadrul tăierilor autorizate de mase lemnoase, funcționarii ar fi introdus date eronate referitor la volumul și categoria masei lemnoase extrase din fondul forestier. Totodată s-a stabilit că funcționarii cercetați, abuzând de funcția lor publică, ar fi vândut lemn obținut ilegal unor persoane apropiate angajaților la prețuri reduse conform catalogului de prețuri. Ulterior, aceștia l-ar fi înstrăinat cetățenilor la prețuri ridicate, se arată în comunicatul CNA. Ministrul Mediului, Sergiu Lazarescu, a spus la o emisiune de la Agora că autoritățile vor analiza cum să îmbunătățească schema de vindere a lemnelor și cum să evite situațiile de fraudă. Se diminuează calcularea volumului de lemn. Asta le creează posibilitatea pădurarilor și oamenilor din silvicultură să vândă lemn la negru. Și aici înțeleg că despre asta au scris și alte investigații. Noi rămânem la minister să analizăm cum funcționează vinderea lemnelor pe procedura care este și să îmbunătățim procedura, pentru că înțeleg că lucrurile astea pot să se întâmple nu doar în aceste cazuri, dar și în alte cazuri. Dar persoane competente care să meargă să facă un control, pentru că un control durează foarte mult, noi persoane competente nu avem prea mult, de asta trebuie să ne gândim mai macro, să ne anumite schimbări la elaborarea acestor amenajamente silvice. Ministerul Mediului informează că controlele efectuate în ocoalele silvice continuă, având ca scop prevenirea și combaterea activităților ilegale legate de exploatarea masei lemnoase. În urma verificărilor din seara precedentă, inspectorii de mediu au identificat două cazuri de furt de masă lemnoasă în satul Cărbuna, gestionat de întreprinderea de stat Silă Răzeni, și în orașul Călăraș, gestionat de întreprinderea de stat Călăraș. Deputata Marina Tauber, afiliată lui Lanjor, are interdicție de a părăsi țara pentru o perioadă de 60 de zile. Decizia a fost luată de judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Anunțul a fost făcut de Procuratura Anticorupție. Totul se întâmplă în contextul în care, la 8 august curent, Tauber a publicat un mesaj pe rețelele sociale în care a indicat că ar fi amenințată și forțată să părăsească Republica Moldova. Ulterior însă, parlamentar a comunicat că nu are intenția de a pleca din Republica Moldova.
Decizia a fost luată de instanța de judecată în cadrul cauzei penale ce se referă la finanțarea ilegală a fostului partid politic Șor. Tauber a publicat pe canalul său de Telegram un mesaj video în care a spus că s-a așteptat la o astfel de decizie. Nimic neașteptat nu s-a întâmplat. Eu eram pregătită de o astfel de decizie. Voi ataca hotărârea cu apel. Anterior, deputata afiliată lui Ilan Șor spunea că ar fi amenințată și forțată să părăsească țara. Aceasta ar fi primit mesaje în care i s-ar da un termen în care să plece din țară. Marina Tauber a declarat într-un video publicat pe rețelele de socializare în după amiaza zilei de 12 august curent că avea zbor planificat spre Rusia la ora 21:15 și respectiv este nevoită să amâne plecarea pentru ziua de 13 august în speranța că instanța va lua o decizie în favoarea sa. 6 din 10 tineri sunt fie inactivi financiar, fie șomeri. Informația a fost transmisă de Biroul Național de Statistică. La fel, instituția a mai spus că rata șomajului la tineri este mai înaltă față de media pe țară. Mai exact, statisticile arată că în anul 2023, 4 din 10 tineri cu vârsta de la 15 la 34 de ani au fost ocupați. Asta înseamnă că 2,2 milioane de persoane sau 38,7% dintre tineri aveau un loc de muncă conform rezultatelor anchetei Forței de Muncă. La fel, în 2023, în Republica Moldova, erau 145.000 de șomeri, 2,5% din numărul total de tineri. Între timp, 3,4 milioane de tineri sau 58,8% din totalul acestora erau inactivi financiar, adică erau persoane în afara forței de muncă. Important este de menționat faptul că 45,4% dintre aceștia erau încadrați în sistemul național de învățământ. Rata șomajului în rândul tinerilor a fost mai mare în comparație cu alte grupe de vârstă sau media la nivel de țară, transmite BNS. Astfel, în anul 2023, rata șomajului la tinerii din grupa de vârstă 15-34 de ani a fost de 6%. În cazul tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani, rata era de 11,5%, iar în grupa celor de 15-29 de ani, de 7,5%. Între timp, media șomajului pe țară a constituit 4,6%. Printre tinerii șomeri în vârstă de 15-34 de ani, mai mult de jumătate erau bărbați, 50,1% și peste 57% din mediul urban. În ajun de ziua profesională a lucrătorului din sistemul financiar, marcată în fiecare an pe 15 august, Ministrul Finanțelor pentru al doilea an consecutiv organizează un concurs în rândul profesioniștilor din domeniul financiar care activează în sectorul public și cel privat. Câștigătorii vor fi premiați în cadrul galei financiare. Procesul de nominalizare a persoanelor s-a realizat online în baza unui formular plasat pe site-ul Ministerului Finanțelor. În cadrul concursului, sectorul privat include categoriile cel mai bun contabil, cel mai bun director financiar, cel mai bun auditor și cel mai bun specialist finanțe sau taxe. Cei din sectorul public vor fi desemnați conform următoarelor nominalizări. Cel mai bun contabil al unei autorități publice, cel mai bun auditor intern în cadrul unei autorități publice, cel mai bun specialist în achiziții publice și cel mai bun finanțist din cadrul unui consiliu raional. Nominalizarea specială, cea mai bună femeie în finanțe, gala financiară, ediția a doua, va avea loc în data de 15 august. Trei mașini în valoare de peste 1 milion de lei au fost donate Agenției Teritoriale de Asistență Socială Nord. Cu ajutorul vehiculelor, lucrătorii din domeniul asistenței sociale vor putea oferi servicii mai multor cetățeni din teritoriu, în special în localitățile și comunitățile mai îndepărtate și greu accesibile. Prin reforma Restart mobilizăm mai multe resurse și investiții pentru a lărgi accesul la servicii calitative în toată țara, a spus ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu. Urmează în 3 raioane să inaugurăm un serviciu extrem de important. Este vorba de serviciul social Echipa Mobilă. Este un serviciu de bază prin care o echipă de profesioniști se deplasează la domiciliul beneficiarilor, vorbim de copii și adulți cu dizabilități severe, pentru a oferi servicii și suport de reabilitare, de integrare a acestor persoane în comunitate și în societate.
Prezentă la eveniment, Marția Camiți, manageră de programe din partea Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, a spus că evenimentul dat este rezultatul angajamentelor UE pentru a pune fundamentul unui serviciu foarte important, anume serviciului de asistență socială pentru a crea o societate rezilientă și stabilă. Suportul nostru pentru aceste unități mobile este condus de credința că fiecare dintre ei, indiferent de unde trăiesc, ar trebui să aibă acces liber la serviciile care le pot îmbunătăți calitatea vieții. La începutul anului, doar în 15 raioane exista acest serviciu. În anul curent, Ministerul Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova a creat serviciul dat în 6 raioane. Până la sfârșitul anului, serviciul echipa mobilă va exista în fiecare raion. Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Nu ratați jurnalul orei 17, prezentat de colegul meu, Dan Limbas. Ne revedem și mâine la aceeași oră. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând! Emisiune realizată în cadrul proiectului Vocea Basarabiei, Vocea României, împreună pentru un viitor european, finanțat de către Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.